Această rubrică vă este oferită de Sanador. Patela sau rotula este un os de formă ovoidă situat în partea din fața genunchiului. Când ne ridicăm sau ne așezăm pe scaun, când urcăm sau coborâm scările, ori de câte ori îndoim sau întindem genunchiul, rotula efectuează o mișcare de alunecare pe un șanț în formă de V al părții anterioare a femurului. Ce facem când apare instabilitatea acestei rotule? Ne spune domnul dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este această instabilitate rotuliană și care e legătura acesteia cu luxația rotulei, dacă este o legătură? Instabilitatea rotuliană reprezintă o condiție patologică care presupune devierea de la făgașul normal pe care rotula alunecă în cursul mișcărilor de flexie și extensie al genunchiului. Rotula face parte dintr-un complex anatomic format din mușchiul coapsei, quadricepsul, tendonul quadricipital, un manșon în partea anterioară a genunchiului format din țesut conjunctiv și ligamente și tendonul rotulian care leagă tot acest complex de partea superioară a tibiei. Acest complex se numește aparat extensor al genunchiului, iar o componentă foarte importantă a acestui aparat care efectuează flexia și extensia genunchiului este șanțul pe care rotula alunecă din partea anterioară și inferioară a femurului. Care sunt cauzele instabilității rotuliene? Sunt două tipuri importante de instabilitate. Luxația traumatică reprezintă ieșirea din acest șanț pe care alunecă în mod normal rotula în partea laterală de obicei, în urma unei accidentări, de obicei sportive, profesionale sau de altă natură. Aceasta presupune ruperea unor ligamente care asigură stabilitatea rotulei și în felul acesta rotula sare în lateral. O altă categorie importantă de instabilitate reprezintă instabilitatea cronică sau subluxația sau luxația recidivantă de rotulă sau chiar habituală, care presupune este cauzată de o modificare anatomică a acestui aparat extensor al genunchiului, o modificare numită dezaxare de aparat extensor, ce presupune anumite condiții anatomice particulare întâlnite mai frecvent la persoanele de sex feminin și cu manifestare clinică de obicei în perioada, în decada a doua și a treia de vârstă la adolescentul și adultul tânăr și implică anumite modificări osoase, o deviere de la aliniamentul normal al membrului inferior numit genul valgus sau genunchi în X, asociind frecvent o torsiune internă a femurului și o torsiune externă a tibiei, asociază frecvent anumite laxități ligamentare și o anumită poziție mai proximală a rotulei numită patela alta, iar foarte frecvent totul se suprapune pe o conformație anatomică particulară a șanțului femural pe care aceasta alunecă, a trohleei femurale, numită displazie de trohlee femurală, care presupune o aplatizare a acestui șanț. Acest șanț este mai puțin profund și acestea sunt condiții favorizante alunecării în lateral a rotulei și producerii în felul acesta luxației de rotulă. Simptomele care ar fi? În cazul leziunilor acute, a luxației traumatice, simptomul principal este durerea violentă care apare în momentul în care rotula sare de pe șanțul femural, producând în acest moment și o ruptură a ligamentelor care conferă stabilitate, în special a ligamentului patelofemural medial. Genunchiul se deformează, apare un clic care frecvent se produce în momentul în care rotula revine la locul ei. În anumite situații se asociază o umflătură a articulației, impotență funcțională, durere, mers chiopătat și nesiguranță pe genunchi. În cazul leziunilor cronice, a instabilităților cronice, a luxației recidivante de rotulă, simptomele sunt mai puțin importante la început. Poate că prima luxație creează o durere care apoi se estompează în cursul luxațiilor următoare, dar simptomul principal care aduce pacientul la medic este de obicei durerea anterioară de genunchi, care apare într-un mod insidios, se accentuează pe parcursul timpului și ajunge să fie extrem de neplăcută la activitățile uzuale de tipul mersului, ridicatului de pe scaun, urcat, coborât scările, aceasta fiind de fapt o consecință a leziunilor care apar la nivelul cartilajului rotulei în momentul alunecării acesteia repetate în partea externă a genunchiului. Cum se pune diagnosticul?
Diagnosticul se pune efectuând o serie de investigații. În principal avem radiografia de genunchi pe care o facem în momentul prezentării pacientului la medic pentru a obiectiva poziția normală a rotulei sau o poziție particulară a acesteia sau poziția chiar luxată în cazul evenimentelor acute sau asocierea unor fragmente osoase care apar, anumitor fracturi, pastile de os și însoțite de cartilaj care se desprind în momentul luxațiilor. Examenul RMN de genunchi este un examen extrem de important și util pentru că pe care le efectuăm de fiecare dată, pentru că ne dă o serie întreagă de informații prețioase legate de țesuturile moi periarticulare și articulare. Vorbim aici de ligamentele care conferă stabilitate rotulei, ligamentul patelofemoral medial și cartilajul care acoperă rotula și alte modificări de țesuturi moi care apar frecvent și creează simptome importante la nivelul genunchiului. Iar nu în ultimul rând, examinarea computer tomograf, CT-ul de genunchi, care de obicei este folosit pentru planificarea intervențiilor chirurgicale de corecție a acestei probleme patologice. Tratamentul este doar chirurgical? În prima fază, în cazul luxațiilor traumatice și în cazul poate a primelor luxații, episoade de luxație în cazul instabilităților cronice, tratamentul este conservator și presupune de obicei tratamentul pe care îl aplicăm în cazul tuturor traumatismelor articulare. Tratament antiinflamator, antidurere, reducerea dacă luxația de rotulă nu se remite în mod spontan, repoziționarea rotulei de către un personalul medical calificat, urmată de diverse tipuri de imobilizări, o imobilizare într-o orteză specială care conferă stabilitate rotulei. În cazurile traumatice și în urma primei luxații, în cazul instabilităților cronice, tratamentul chirurgical este rezervat doar cazurilor în care apar anumite fragmente, fracturi osteocartilaginoase, anumite fragmente de os care se desprind de la nivelul rotulei cel mai frecvent sau a șanțului femural în momentul luxației traumatice. În cazul leziunilor cronice, ale instabilităților cronice, a luxației recidivante sau chiar habituale de rotulă, tratamentul este chirurgical și se adresează de obicei leziunilor secundare, dar și modificărilor care cauzează această situație favorizantă luxației. Și de obicei avem mai multe opțiuni chirurgicale care presupun repararea sau reconstruirea ligamentului patelofemoral medial, modificări de corecție a aliniamentului membrului inferior, diverse tipuri de osteotomii. În principal efectuăm o osteotomie de repoziționare a tuberozității tibiale anterioare, este zona pe care se atașează aparatul extensor pe tibie, o osteotomie care presupune tăierea unei pastile osoase de care se atașează tendonul și mutarea acestuia într-o poziție corectată, recreând un aliniament normal membrului inferior. Și în anumite situații speciale, când leziunile cartilaginoase sunt importante la nivelul rotulei ca o consecință a multiplelor luxații laterale, se poate ajunge chiar la intervenții chirurgicale de protezare a articulației femuropatelare. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă în continuare. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.